Iată că ne întoarcem în vremuri mai vechi, în vremuri de început ale țării românești și mă tot gândeam eu, mă, cum o fi arătat ținuturile ăsta al Argeșului, al Mușelui, al pădureților, că erau trei ținuturi aici îngemănate, în vremurile de naștere ale țării. Păi să fi existat doar așa, doar Argeșul, doar Câmpul Lungu și în rest mai nimic? Nu. Noi când vorbim de atestări documentare, ne referim la puținele documente care le mai avem, pentru că, din păcate, nu avem arhivele din Occident, că apale lor nu prea le-a ars nimeni, sau mai ars și la ei, că au fost și acolo tâmpiți, dar la noi le-au ars odată membrii clerului, la acel moment al Conciliului de la Ferrara-Florența, s-au ars toate documentele care erau cu grafie latină, iar mai târziu prietenii noștri tătari, turci, austrieci, de câte ori veneau pacii, mai dădeau foc la ceva. Și noi de asta nu avem arhive. Nu că am fost un popor de analfabet sau ceva, dar aveau grijă băieții ăștia să ne dea foc la tot ce aveam. De ce? Păi ard bine documentele. Ele sunt un foarte bun material combustibil. A fost o ticăloșie. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că și ai noștri domni, care erau foarte mulți dintre ei extrem de culți și inteligenți, le-au îngropat. Și poate vreodată le vom găsi. Știm bine că Țepeș la Târgoviște a îngropat documente, averi, Mihai Viteazul la Bistrița, probabil și Matei Basarab, Brâncoveanu în multe, multe locuri. Mircea nu se poate să nu fie avut și el o arhivă secretă. Și tot ce era secret se îngropa. Eu tot sper, încă mai am această speranță în inimă, ca aceste documente, la un moment dat, să iasă la iveală. Pentru că este nevoie de ele pentru istoria noastră. Categoric și Vaticanul are multe. Marea problemă a Vaticanului este că, deși noi avem o părere foarte bună despre Vatican, este un haos în biblioteca lor de acolo. De curând îmi spunea cineva că ar fi reușit să ajungă să inventarieze și să pună în ordine 10%. Și după aia am mai vorbit cu cineva din Italia și mi-a spus, vezi, de treabă, 10% e un obiectiv. Deci trebuie să înțelegem lucrurile astea. Pe urmă, noi nu studiem arhivele altora. De exemplu, bulgarii, care țin mult la istoria lor și au făcut pași importanți în ultimii 20 de ani, au permanent o cercetătoare la Kazan, în fostul hanat al tătarilor, al mongolilor, să spunem, unde sunt documente despre secolul al XIII-lea și începutul al XIV-lea. Noi nu avem pe nimeni acolo. Nu avem pe nimeni. Iarăși este o bibliotecă extraordinară în Armenia, care are documente despre secolele 8-9. Deci, pentru Kazan am putea găsi un istoric de origine tătară din România. Armeni avem chiar mulți oameni de cultură în România. Deci am putea apela la ei ca să ne recuperăm istoria. Nu profităm deloc de maghiari, pentru că maghiarii și-au deschis arhivele, deci nu mai sunt cum erau odată, că nu ne lăsau să mergem la Budapesta să vedem nimic. Ori documentele din perioada care ne interesează pe noi nu sunt în maghiar, sunt în latină. Și la Viena la fel, sunt documente în latină. La polonezi sunt documente în latină. Noi nu studiem nimic din toate documentele astea. De ce? Nu mai avem nici latiniști? Păi numai câți preoți catolici avem în țară. Și am găsit niște cercetători foarte buni care vorbesc o latină de excepție. Deci iată că noi nu știm foarte, foarte multe lucruri despre începutul țării noastre. Dar ce știm cu siguranță? Că în acest triunghi dintre râul Argeș și râul Târgului, cu confluența lor, s-a născut țara noastră. Și de aici trebuie să plecăm. Mai știm că între cele două ținuturi, al Mușelului și al Argeșului, de-a lungul râului Doamnei, exista ținutul pădureților. Și atunci este firesc să ne gândim că la locul de confluență al Argeșului cu râul Doamnei
trebuia să existe un loc de popas. Știu că varianta oficială este că denumirea de Pitești vine de la Pitea și ai lui Pitea Piteștii. Eu nu cred asta. Și să vă spun de ce. Noi aici suntem Pun Mare, locul în care suntem aici. Târgu era acolo în vale, că de-aia zice Târgu din Vale. Noi, să nu ne uităm că acum sunt niște pante, line care le-au făcut unii cu buldozerul în secolul al XX-lea. Că nu era așa. Malul era înalt și abrupt și sub mal a fost târgul. Și eu cred că Pitești, asta este opinia mea, poate e greșită, vine de la faptul că chiar era un loc pitit unde să te pitești. Gândiți-vă că era prielnic pentru a te feri de multele hoarde de călăreți care au străbătut zona noastră. Dar acest punct avea un mare avantaj. Era pe un drum strategic. Nu puteai să ai de la Sibiu și până la Giurgiu, da? Giurgiu, să nu uităm, este o cetate făcută de genovezi. Probabil a fost și una bizantină mai înainte, aici este mult de discutat, dar cea genoveză o știm cu toții, era San Giorgio, că nu degeaba mai zice Giurgiu. Da? Ori ăsta era principalul drum de export al Transilvaniei către Bizanț și de import, că aduceau de acolo coloniale, chestii de lux. Da? Păi, de la Sibiu se venea pe drumul mare, pe la Curtea de Argeș, nu pe Valea Oltului, nu exista drumul pe Valea Oltului, se venea pe acolo, pe Perișani, Sălătruc, Curtea de Argeș. El a fost drumul istoric, unde ar trebui să vină autostrada, care nu se mai face odată. Autostrada este gândită pe drumul mare, pe drumul istoric, pe care se făcea cel mai important export din Transilvania către Dunăre. Și aveai loc de vamă la Argeș, acolo era vama Genune înainte, la Câineni, după aia era vama de la Argeș, și apoi, până să ajungi la Dunăre, trebuia să mergi la lungul unui râu. De ce? Păi puteai să fii cu turme, să fii cu care. Trebuia să le adăpi animalele, că nu aveai altă sursă de tracțiune. Să zicem că tu aveai câteva burdufuri cu apă, dar pentru animale trebuia apă. Să nu uităm că transportul greu, se făcea cu bivol și cu boi grei. Aia trebuia apă multă ca să se poată hrăni. Să nu uităm legenda doamnei Clara că avea car cu bivoli. Da? Deci de-aia spune că au necat-o, au răsturnat-o, că au dat fuga la apă, că era vară și cald. Și au prins-o sub car, nu că era apa mare. Ei, lucrurile astea trebuie să ne facă să ne imaginăm că pe acest drum strategic dintre Sibiu și Giurgiu erau mai multe locuri de popas. Cum sunt și București. Dacă mie spune cineva că Bucureștii s-au înființat, nu știu, în vremea lui Țepeș, îi spun că hai să fim serioși, nu se poate. Pentru că însuși Negru Vodă vorbește de o fortăreață a lui Bucur. Ce era acolo bun? Că lumea iarăși își imaginează Bucureștii cum sunt astăzi. Și acolo orașul a fost jos, sub mal. Și acolo era o zonă cu ce? Cu mlaștini. Lumea uita că a existat un râu, Bucureștioara, care în secolul al XIX-lea edilii l-au astupat, să scape de el. L-au astupat pur și simplu tot și pe urmă se miră că li se scufundă niște clădiri, dar de... Așa este istoria noastră. Ce era extraordinar în zona Bucureștilor? Vă spun eu, iarba. Turmele astea care veneau de la munte și se duceau spre sudul Dunării pentru a fi vândute, erau ținute o lună, două în zona Bucureștilor pentru a fi hrănite, îngrășate, ca să arate bine când le duci la vânzare. Iată că Piteștii, din punctul ăsta de vedere, sunt un loc obligatoriu de popas. Dar ce mai important aici la Pitești? Că vine nu numai drumul acesta de la Sibiu, vine și o variantă a drumului de la Brașov, pentru că știm că acela se împarte în două, da? Deci, pe de o parte, cobori de la podul Dâmboviței, pe Valea Dâmboviței, Târgoviște, dar pe de o parte poți să vii prin Câmpul Lung, care era un oraș extrem de important, cu o vamă extrem de bogată, da? Și mergi în continuare spre Giurgiu, pentru că acest Giurgiu era extrem de important. De la Târgoviște călătoreau mai puțin către Giurgiu. Obiectivul și de la Târgoviște, dar și de la cetatea de la Telejen, era Târgu de Floci sau Brăila. Și nici de cum Giurgiu. De ce? Pentru că trebuia să mergi pe lângă apă. Lumea uită lucrurile astea. Lumea se uită la șoselele de astăzi.
că în două orești la București, trebuiau câteva zile totuși să ajungi de la Pitești la București. 3, 4, dacă ploua chiar mai multe, poate și 10. Deci trebuie să, așa să ne imaginăm că a apărut acest târg al Piteștilor. Eu zic că este un târg prestatal, pentru că este imposibil ca în vremea cumanilor să nu fie existat aici, că transhumanța, să știți că a funcționat în toate epocile. A funcționat și pe vremea dacilor, acum nu mai funcționează că nu ne mai dau voie legile europene să facem transhumanță. Dar absolut în toate epocile transhumanța a funcționat. Da? Lucrurile astea de popas, repet, erau obligatorii. Era acesta un loc prielnic? Pe cum să nu fie? Mai sus un pic se unește râul Doamnei cu râul Turgului și aici râul Doamnei cu Argeșul. Păi dacă nici aici nu aveai unde paște animalele, să mă ierte Dumnezeu. Deci iată, pentru mine vechimea Piteștilor este mult mai mare ca acest 20 mai 1388, care doar ne afirmă, să nu uităm, ne afirmă ce era de bun simț, că exista la acea vreme târgul Piteștilor. Și să vă mai dau un argument că Piteștiul probabil reprezenta chiar un târg important, pe aveam Codmeana la doi pași, făcută cu mult înainte de atestarea documentarilor a Piteștilor. Poate din vremea lui Radu, poate din vremea lui Vlaicu. Că teoretic se spune că Radu, dar eu aici am multe îndoieli, pentru că Vlaicu a fost principalul ctitor din țara noastră. Deci nu trebuie să ne grăbim în a spune, gata domnule, orașul s-a înființat la 20 mai 1388. Nimic mai greșit. Era o moară în hotarul Piteștilor. Deci Piteștii existau. Deci dacă nu existau de mult, cred că nici n-ar fi trecut. Nu l-ar fi trecut în document. Pentru că era ceva pe care îl cunoștea. Era un fapt cunoscut de toată lumea. Nu vreau să înțeleagă toată lumea acest lucru, pentru că este foarte important. Apoi, eu cred că Piteștii au avut de suferit în vremea lui Mircea din cauza marii invazii otomane. Pentru că tot în aceste zile, cred că azi, parcă, sau ieri, s-a nevărsat bătălia numită de la Rovine, deși aici este discutabil. Acum istoricii au găsit două date, una în 1394 și una în 17 mai 1395. Sper să nu greșesc, dar parcă 17 mai 1395. Ei, asta după 1395, știm sigur că a avut loc pe râul Argeș, că ne spune cronica otomană, nu a noastră. Că ale noastre nu le luăm în seamă, noi trebuie să luăm doar ce spun turcii. Uite, luăm ce spun turcii, da? Păi drumul a trecut pe aici, că au venit pe la Giurgiu. Asta știm sigur. Da? Deci au venit de la Giurgiu, au urcat de-a lungul râului Argeș, că ăsta a fost obiectivul, să ajungă unde? În capital. După mine, bătălia s-a dat iarăși într-un loc blăștinos, iar legenda ne și spune unde? La Vâlcele, la confluența, mă rog, a cui zicem Vâlcele, cine știe cum s-o fi numit atunci, confluența Vâlsanului cu Argeșul. Eu am apucat momentul construirii barajului la Merișan, chit că eram foarte mic. Păi până atunci era fraților o mașină acolo unde se unea Vâlsanul cu Argeșului de mai mare dragul. Iarăși noi ne gândim cum arată acum, că ai dita mai barajul cu lac de acumulare. Nu, era o mlaștină a naibii. Și gândiți-vă că Bayazid face o greșeală mare pentru un strateg cum era el considerat, vine primăvară. Păi ce se întâmplă primăvară? Se topesc zăpezile și râurile sunt umflate. Ia gândiți-vă cum arăta zona aia de mlaștină. Ce ne mai spune legenda că a făcut Mircea? A aruncat cu cucut în apă ca să nu se poată adăpa caii otomanilor. În ciuda poveștilor cu 60.000 de ieniceri, pe vremea lui Bayazid erau vreo 6.000 toți. Ce avea Imperiul Otoman? Mult? Cavalerie. Cavaleria de Spahi, cavaleria de Akhângi. Și Bayazid mai avea și o pedestrime nu foarte numeroasă, formată din celebri arcași numiți Azapi. Dar ieniceri erau puțini. Însăși Mehmed al II-lea avea doar 12.000 de ieniceri. Dar abia în vremea lui Suleiman ajung la 26.000 și după aia o ia razna după 1600 numărul lor. În vremea lui Mihai Viteazul erau 35.000, ca după aia când au ajuns 600.000 au început să-i omoare. Erau prea mulți. Deci iată că temeiul armatei era de cai. Caii aveau nevoie de apă. Mircea arunca în apă
cu cută ca să și alte buruieni, că probabil mai erau și alte buruieni otrăvitoare, că le știu ei mai bine ca noi, și de aia se spune că ei luau apă de acolo, de la cele 7 izvoare, de la Vâlcele, ca să poată supraviețui, că doar aia era apa curată. Și de acolo s-a adăpau și oameni și cai, ca să spunem așa. Deci, probabil Piteștiul atunci, Piteștii au fost distruși, dar nu trebuie să luăm asta ca pe o catastrofă, că asta făceau toate armatele care treceau, ardeau tot. De-aia casele se făceau în general din lemn, ca să le poți reface ușor, și dacă noi ne închipuim că oamenii au stat să fie prinși de otomani, greșim, pentru că întotdeauna în față veneau acângii și aveau grijă să radă tot. Și atunci toată lumea fugea în păduri, iar slavă Domnului, zona Piteștilor are păduri destul de dese ca să te poți apăra, și dovadă că mănăstirile din zonă n-au pățit nimic în acea perioadă. Asta este un semn la care trebuie să ne gândim în vremea acestei invazii. Apoi să nu uităm că totuși în armata lui Bayezid era Vlad, numit, zic eu, până drept uzurpatorul, care rămâne domn după episodul ăsta în Țara Românească și care n-avea niciun interes să-i distrugă turcul tot, că el după aia de unde strângea bani? De unde strângea dări? Adică trebuie să vedem lucrurile puțin în ansamblu. Categoric, Piteștii se vor dezvolta în perioada următoare. Din păcate, până în vremea lui Țepeluș nu mai avem nici o dovadă a existenței sale, dar deja în vremea lui Danciu, că de fapt așa îl chema pe Basarab Țepeluș, ăstea cu Basarabul Țepeluș, și l-a pus el de la sine. Că era obiceiul ăsta, ca să pari important, îți dădeai niște nume. Danciu era Danciu și atâta tot. Nu era mai mult. Se pare că era un moștenitor legitim, un dănesc, dar atât, să ne rezumăm. Cert e că, la un moment dat, Danciu a venit cu curtea până zona asta. Obiceiul acesta al curților itinerate este des întâlnit la domnii noștri. De ce făceau asta? Ei aveau o curte măricică. Domnii noștri primeau majoritatea dărilor de la supuși în natură. Erau, în general, a 12-a parte din venituri. La anumite produse era și mai puțin, putea să fie și a 33-a parte. Și atunci, ca să nu mai aduni, uite, de exemplu, porci, vite, tot ce se lua, să vină ei, na, de la Severin cu ele la tine, mai bine te duceai tu în zona respectivă și te mai duceai și la Arge, și la Târgoviște, și la Gherghița, și te mutai așa până țară, și pe la Vâlcea, și pe la Craiova, mai puțin în partea Oltenii, că acolo exista Banatul cu structurile sale, Severin, în partea asta, la altă mai des, ca să folosești resursele locale, adică partea care îți revenea din dări, și să nu cheltuiești cu transportul lor, că pierdeai bani. E vorba de eficiență. Mai era și chestia cu vara, când era cald, trebuia să te duci mai la munte, iarna în zone mai de deală, mai spre câmpie, dar nu chiar în câmpie, că nici acolo nu era bine. Deci existau aceste mișcări. Și iată că apare zona Piteștilor ca loc pe o curte de curte itinerantă. Nu trebuie să ne mirăm, repetăm, ne uităm pe hartă. Curtea de Argeș, Câmpul Lung, Târgoviște. Trei capitale. Era firesc ca și Piteștii la un moment dat să intre în acest circuit. Apoi trebuie să spunem că un domn efemer, Mihnea cel Rău, vine aici în zona Argeșului, ceva mai sus de Pitești, la Tutana, unde reface o mănăstire, care legenda spune că era făcută de însuși Radu Negru, și stă și el, probabil, până reface acea mănăstire pe la Pitești. Imediat de după el vine la putere pe acest Mihnea, l-au alungat craioveștii. Mihnea era fiul lui Vlad Țepeș, era un pic mai dur, așa. Nu-i prea plăcea pe craiovești, că ăștia aveau mâna lungă, dacă mă înțelegeți, extrem de lungă și cu lipici pe ea. Și craioveștii l-au atacat pe fiul său Mircea, chiar a scăpat chiar printr-o fereastră a mănăstirii Cotmeana, unde l-a atacat viitorul domn Neagoie,
era vătav de vânător pe vremea aia Neagoe și nu era nici de cum sfânt, cum este declarat astăzi. Era chiar extrem de agresiv, altfel cult, educat, nu-i pune nimeni la îndoială calitățile acestea, dar extrem de agresiv. Ei bine, Vlăduț ne atestă, și acesta este probabil unul dintre cele mai importante documente pentru istoria Piteștilor, ne atestă că aici era un oraș. Un oraș care avea acel drept de tip german. De ce? Pentru că avea un județ și 12 pârgari. Asta ține de sistemul german de organizare al orașului, care îl găsim la, cu siguranță la Argeș, la Câmpul Lung, asta știm, la Târgoviște, dar nu știam că și Piteștii au beneficiat de acest sistem. Asta ce înseamnă? Că orașul era dezvoltat, că nu putuseră boieri importanți să îi uzurpe libertatea, pentru că au fost, din păcate, astfel de orașe, multe la sud și la răsărit de Carpați. Ei, uite, la Pitești nu s-a putut. Și asta mă face să cred că domnii aveau un interes în această zonă. Și am tot stat să mă gândesc, bă, dar care era interes? Păi, în primul rând, viile. Noi astăzi vorbim de viile de la Ștefănești. Dacă luăm documentele istorice, nu există viile de la Ștefănești. Există dealurile Piteștilor cu viile extraordinare. În niciun caz viile de la Ștefănești. Erau viile Piteștilor. Deci trebuie să interpretăm un pic istoria în altă notă decât am învățat-o noi. Și în aceste vii se băteau mari boieri, dar și domnii să le aibă în stăpânire, pentru că ce aduceau? Bani. Bani mulți. Pe urmă, gândiți-vă că Piteștii se aproape de Vâlcea, unde era o mare exploatare de sare. Dacă vrei să aduci spre Giurgiu sarea aia, și nu la Turnu, cum mergea cea mai multă sare, mergea pe Ol să vindea la Turnu, dar dacă vrei să duci o parte și la Giurgiu, la schela genoveză, o aduci prin Pitești și o dai drumul pe Argeș până la București, după aia te duci pe alte cărări. Deci iată că trebuie să fim atenți la tot acest tablou comercial, că dacă nu vedem drumurile comerciale, nu vedem interesele comerciale, nu putem să înțelegem relevanța unui loc sau altul. Să nu uităm că în această perioadă de secol al XVI-lea apare aici la, în zona Argeșului, puternică familia Goleștilor. Și este foarte important pentru noi să ne gândim că acești golești și-au dezvoltat curtea la câțiva kilometri de Târgul Piteștilor, că au avut moșii în toată zona, în toată zona asta de, să zicem, de dincolo de râu Argeș, inclusiv în celebrele vii, că la un moment dat, puțin mai târziu, în secolul al XVI-lea, vor construi o mănăstire. Deci, dar întorcându-ne la Vlad cel Tânăr, Vlad cel Tânăr nu era nici de cum un domn prost. Era fiul lui Vlad Călugăr, deci era și el un drăculesc autentic. Și când s-a prins că l-au ajutat craioveștii să scape de Mihnea, dar n-au nici cel mai mic gând să-l lase să guverneze singur, s-a întors împotriva lor, drept care l-au omorât. L-au omorât, ne spune cronica, sub un păr în curtea domnească din București, cel care i-a tăiat capul a fost Sfântul Neagoe Voievod, Basarab. De asta vă spun că n-a fost chiar atât de sfânt pe cât îl considerăm noi azi. Cult, educat, repet, extrem de cult și de educat, dar altfel, omul epocii sale. Pentru familia lui nu a avut scrupul și n-a avut. Că de-aia construi mănăstirea. Pe păreri de rău. Că în anul următor asasinării lui Vlad cel Tânăr a ordonat asasinarea lui Mihnea cel Rău, la Sibiu. De-aia a avut și relații foarte proaste multă vreme cu sibieni, pentru acel asasinat făcut în piața centrală din Sibiu. Mihnea cel Rău fiind înmormântat în Marea Catedrală, atunci catolică, astăzi protestantă, din Sibiu. Tocmai atât de lezați s-au simțit sibienii că domnul Țării Românești a permis să asasineze un fost domn în orașul lor, încât i-au făcut această cinste extraordinară, că Mihnea era ortodox, să-l înmormânteze într-o catedrală catolică. Lucru extrem de important. Neagoe este clar, avem document că a trecut și el pe la Pitești, l-a interesat zona.
să încadra, să zicem, în obiectivele lui, nu? Că el călătorea mult de la Argeș, la Pitești, la Târgoviște și drumul până Câmpul Lung nu e atât de ușor. Dacă vă uitați pe hartă, este mult mai ușor să circulte la Argeș, la Târgoviște, prin Pitești, decât prin Câmpul Lung și să cobori pe Dâmbovița. Asta, de ce de la Curtea de Argeș la Câmpul Lung ai 6 dealuri? Deloc mici. Știu că ăla era traseu vechi, că era mai sigur, dar în vremea lui Neagu e liniște în țară. N-ai de ce să te ferești atât, nu mai sunt pădurile pline de lotri care să te atace, că de fapt marea problemă era în pădurea aia la Dragodana, știți, că pe acolo dădeau iama, tâlharii și te jefuiau. Pe domn totuși nu prea aveau curaj, că ăsta nu umbla cu mâna goală, avea și gărzi, avea oșteni, deci a fost o haltă importantă pentru Neagoe în drumul către Târgoviște, acest Pitești, și probabil așa se explică de ce a oprit atât de multe ori aici. Probabil avea și aici o curte, că nu era greu să o facă. Eu stau să mă gândesc dacă se va săpa vreodată în malul Argeșului, că noi ne gândim, repet iarăși mereu, la albile de astăzi. Albii le-au vagabondat mult de-a lungul timpului și trebuie să căutăm cu mai multă atenție vestigiile istorice și la adâncimi mai mari, în opinia mea. Dar asta este altă poveste. Deci, Neagoe a dat o mare importanță acestei zone și a vizitat-o des. A mai fost un domn, cred, în istoria Piteștilor, din păcate nu apare deloc, deși nu dă parte de Pitești, a construit o mănăstire superbă pe care nu prea vizitează nimeni, mănăstirea de la Valea, să zicem că alt nume nu-i știu, o bijuterie. E vorba de domnul care pe numele lui adevărat era Petru de la Argeș, s-a călugărit el întâi și și-a luat numele de Paisie și a fost egumenul mănăstirii Argeșului și apoi când s-au gândit unii să-l facă domn, și-a luat numele de Radu, că nu mai putea să revină la Petru, că nu ai voie să revii la numele de dinainte de călugărie. Deci Radu Paisie, cum a intrat el în istorie, a fost îndeaproape preocupat de zona asta și de ctitoria lui, pe care de altfel a înzestrat-o cu multe sălașe de ațigani. Pentru cine a vizitat această bijuterie de mănăstire, din păcate neaflată într-o stare foarte bună, veți vedea că acolo sunt urmașii acelor ațigani robi. Deci, iată, încă un domnitor pe nedrept uitat în istoria Piteștilor l-avem aici. Și mai avem un domn care a făcut o nuntă pe la Pitești și nici el nu e pomenit. Este vorba de Alexandru al II-lea sau Alexandru al II-lea Mircea, Mircea fiind tatăl său. Alexandru al II-lea și-a dat seama că una dintre cele mai puternice familii ale țării este sunt acești goleși de care tot pomenesc. În vremea lui Alexandru al II-lea, care este un drăculesc autentic din Vlad Țepeș, goleștii erau bogați, puternici, ascultați, urmați de oameni. Ei vor construi de altfel superba mănăstire Vieroș, care cu ce au înzestrat-o? Cu sălașe de ațigani mulți. Dacă vă duceți, știți la ce mă refer. Acești golești care inițial au fost mari susținători ai familiei Craiovescu, cu timpul, pe măsură ce familia Craiovescu s-a stins, au devenit mai apropiați de domnie și vor deveni apropiați extrem de acest Alexandru al II-lea, care el face un gest surprinzător. El trăise la Constantinopol, în Rodos, în Egipt, în Damasc, deci orice, dar numai până țara noastră nu trăise săracu. Spune chiar el că a stat 40 de ani în robie la turci. N-a stat în robie, era în păstrare. Că robie înseamnă să te pună la muncă, la ceva. Nu, lui dădeau chiar și o indemnizație. Nu mare, dar a avut o indemnizație. Ei, acest Alexandru, după ce a văzut el cum sunt treburile în țara asta, să știți că n-a venit cu mâna goală, a venit și cu niște venețieni după el. Soția lui era din celebra familie venețiană Salvareții, o familie extrem de influentă, nu numai în Veneția, dar și în arhipelagul Egean.
A zis, bă, trebuie să-mi fac neamuri aici. Acum, el avea doi frați, pe Petru, care va ajunge domn al Moldovei, Petru Șchiopu, și pe Miloș. Miloș era, să spun, un fel de administrator al Patriarhiei Constantinopolitane. Acest Miloș avea doi copii, un băiat, Vlad, pe care îl vom pomeni puțin mai târziu, și o fată pe care se gândește Alexandru să o căsătorească cu Albu Golescu, Elina. De altfel, dacă mergeți la Vieroș, găsiți mormintele lor. Ei, fata asta, căsătorindu-se cu Albu Golescu, îi asigură o loialitate extraordinară lui Alexandru la această familie. Știm sigur că nunta s-a făcut pe aceste meleaguri. Asta o știm din documente. Acum nu știm exact dacă s-a făcut unde este azi Curtea Goleștilor, s-a făcut mai la nord, mai spre Vieroș. Că v-am spus, Goleștii aveau moșii multe, că erau bogați. Dacă s-a făcut chiar în marginea Târgului Piteștilor, n-ar trebui să ne surprindă. Da, cu siguranță era vin de Pitești la acea nuntă celebră. Aș vrea să-l pomenesc puțin și pe Ivașcu Golescu, pe fratele lui Albu. Acest Ivașcu Golescu era un mare învățat. După ce Petru va ajunge domn al Moldovei, l-a luat la curtea lui și Ivașcu Golescu ajunge să corespondeze cu capetele încoronate din întreaga Europa și face un plan de cruciadă pe care trebuia să-l conducă regele Poloniei. Dar ca să fim onești, regele Poloniei, el durea la bască de cruciada creștină, dar asta este altă poveste, pentru că se bătea cu muscalii, cu moscoviții ăștia, de zic astăzi ruși. Ei sunt muscali, nu sunt ruși. Asta e altă poveste. Și bietul Ivașcu a creionat un plan, dar nu asta e important că a creionat planul și că l-a gândit, ci faptul că regii ăștia, regi, prinți și erau, îi răspundeau. Dacă ar fi fost un om de rând, un simplu om, vă dați seama că nu stătea regele Poloniei, Sfântul Împărat, principele de Brandenburg, care era și principe elector și așa mai departe, să corespondeze cu Ivașcu Golescu. De aia că o făceau. Și pentru mine ăsta este un lucru extrem de important care ne arată valoarea europeană acestui om. Că noi tot avem impresia că suntem talpagâștii în Europa, că noi n-am contat niciodată. Nu, am contat al dracului, că altfel nu ne băgau în seamă. Ei, Albu Golescu, deși era un tip deștept, a hotărât să-l sprijine pe domnul său, cu care acu era rudă apropiată, da? Un fel de nepot vine, nu? Dacă s-a căsătorit cu nepoata lui, în toate planurile. Ori Alexandru avea o idee bună în sine, să-și facă fratele pe Petru, numit mai târziu Șchiopu, domnul Moldova. De ce? Urmărea o uniune dinastică. Nu trebuie să ne ascundem. Deci, iată, o formă de unire bine gândită. Asta după ce existase acea poveste din vremea lui Alexandru Lăpușneanu și Pătrașcu cel Bun, care încerca să reși o unire inclusiv cu Transilvania lui Ianoș Zsigmond Zápolyai. Deci, Alexandru poate dacă nu, era la vremea aia Ioan Vodă cel Viteaz sau cumplit, cum i-au zis boierii, ar fi reușit mult mai ușor. Dar Moldova avea un domn de excepție, pe Ioan Vodă. Și pleacă Alexandru, după ce cumpără tronul Moldovei pentru fratele său, cu toată armata țării românești, să-l alunge pe Ioan și să-l instaleze pe fratele său. Campania, în esență, seamănă cu campania făcută de Vlad Țepeș ca să-l instaleze pe Ștefan cel Mare, domn. Deci nu e ceva. Mircea, la rândul lui, l-a alungat pe Iuga și l-a instalat pe Alexandru cel Bun. Deci, iată, lucrurile s-au mai întâmplat. Nu era, să nu credem că ăsta era un mare vizionar și i s-a spulat lui așa, să mă scuzați termenul, dar nu. Omul era foarte bine informat și a zis, dacă Mircea a făcut-o, dacă Vlad Țepeș a făcut-o, eu de ce să nu fac? Și gândul lui a fost un gând bun, dacă nu era Ioan Vodă. Și când înaintau ei spre Moldova,
Eu am vodă un militar strălucit, trebuie să spunem că luptase în armata imperială, avusese grad de colonel. Îi atacă prin surprindere, îi încercuiește și vrea cu orice preț să-i prindă pe cei doi frați, pe Alexandru și pe Petru, și să-i tragă în țeapă, că să știți că chiar dacă la o perioadă de 100 de ani după Țepeș, nu dispăruse. Ideea rămăsuse, era în vigoare. Ei, șansa extraordinară a lui Alexandru în această poveste se numește Albu Golescu. Albu Golescu era atât de mândru că face parte acum din familia domnitoare, încât, fiind el și bine înarmat, să știți că nu era îmbrăcat cu sumane, cum îi arată ăștia pe filme, ci era îmbrăcat într-o armură completă. Se vede pe mormânt, e gravată. Rămâne cu oștenii lui și se lasă omorât ca să poată Alexandru fugi. Și Petru, bineînțeles, nu numai Alexandru. Și Alexandru scapă cu viață. Că după aia au venit turcii tătarii și îl vor omorâ pe Ioan Vodă. Dar viața lui Alexandru a fost salvată de eroismul, de acest curaj nebunesc al lui Albu Golescu. Că Alexandru, trebuie să înțelegem, a fugit peste Dunăre, n-a rămas cu părțile noastre. S-a întors cu armata otomană. Din nefericire, acești mari doi golești, Albu Golescu și Vașcu Golescu, au avut niște fii care nu vor avea la rândul lor băieți. Și stirpea goleștilor, să zicem, în linie directă, s-a stins odată cu copiii lor, cu Vlad, cu Pătrașcu, cu Albu cel tânăr, și vom avea o nouă familie a goleștilor pe linie feminină. Dar știți că numele și-l luau după moșie și nu după origine. Și dacă vom vorbi de în secolul al XVII-lea de o familie Golescu, trebuie să nu uităm că este de un pic mai jos de Golești, acea familie de la Leurdeni. Erau Leurdeanu, nu mai erau Golescu. I-am adus în aminte pe acești golești pentru că ei sunt importanți, spuneam, pentru un moment următor. Soția lui Albu Golescu, v-am spus că avea un frate, Vlad. Ei, noi aveam acum basarabi și în Țara Românească și în Moldova. Basarabii ăștia erau din ramura drăculeștilor Vlad Țepeș. Dar între ramura drăculeștilor Vlad Țepeș și ramura drăculeștilor Vlad Călugărul era o ură de neîmpăcat. Și s-a născocit un plan în mintea lui Petru Șchiopu de a aduce împăcarea celor două ramuri ale drăculeștilor. A tratat cu celebra doamnă Chiajna, care acum era soacră de sultan, al lui Murad al III-lea, și l-a convins ca pe Vlad, care vă spuneam, era cumnat cu Albu Golescu, să-l însoare cu o fată din părțile acestor locuri. Cu Velica, fica lui Ivan Norocea. Sau Ioan Norocea, ca Ivan este pentru că folosim grafie slavonă, nu din alt motiv. Ioan Norocea, ce peste ce era stăpân? Peste viile de la Pitești. Vedeți că ne întoarcem și ne întoarcem la aceste vii de la Pitești. Negocierile n-au fost ușoare, dar s-a implicat însuși Patriarhul Constantinopol. Vedeți, nu ni se par lucruri banale, dar dacă însuși Patriarhul s-a amestecat în povestea asta, înseamnă că era un lucru cu adevărat important. Și în cele din urmă, la începutul 1587, are loc Logodna. Logodna s-a făcut la Iași, în prezența Patriarhului, care era în drum spre Moscova. La acea vreme, Moscova a fost recunoscută ca patriarhie. Până atunci, Moscova era mitropolie. Și-au călătorit patriarhii de Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim, trebuie să spunem în contra unei sume extraordinar de mari de bani dată de Boris Godunov, pentru a-l ridica pe mitropolitul Moscovei la rang de patriarh. Astfel că nu va apuca, patriarhul n-a ajuns înapoi până la nuntă, care s-a întâmplat la Tecuci, unde au participat cam toți boierii din Țara Românească, Moldova, și a trimis sultanul reprezentant, regele Poloniei, principele Transilvaniei.
încă o dată, de să căsătoresc doi tineri. El nu era domn, da? Ea nu era domniță. Aveau os de basarab și unii și alții. El din ramura lui Vlad Țepeș și ea din ramura lui Vlad Călugăru, prin mama ei Stana. Mama Stana era fiica Chiajnei. Și deci, cei doi se căsătoresc la Tecuș, da? Și principele Transilvaniei, regele Poloniei și sultanul otoman își trimit reprezentanți de prim rang la această nuntă. Participă 3.000 de boieri. 3.000. Din țara românească și Moldova. A fost cea mai mare nuntă atestată în documentele noastre. Între Vlad, cumnatul lui Albu Golescu, da, și de aici, și Velica, chiar de aici. Ei, Vlad, după numai 2 ani, la 20 iulie 1589, este numit domn al țării românești. Care era planul lui Petru Șchiopu? A zis, bă, avem deja astea două țări în mâna familiei noastre, îl pun pe Vlad în locul lui Vărâsu Mihnea, acum era deja Mihnea Turcitu domn, și era cam derbedeu, să spunem lucrurilor pe nume, nu era rău, dar derbedeu. În sensul că, spre disperarea soției lui, era capia femeilor, că de-aia s-a turcit mai mult, nu din alte motive. Bine, și de frică să nu pățească ce va păți mai târziu Brâncoveanu, dar principala dorință a fost să aibă harem. Ei, și hotărăște Petru să-l înlocuiască cu Vlad. Dar planul mergea mai departe. Urma ca după ce Vlad devenea domn în țara românească, el să se retragă din funcția de domn al Moldovei și să lase pe Vlad și domn al Moldovei. Deci, ce se va face la 1859, deci ăsta anul 1589, iată, aceleași cifre un pic schimbate, da? Un 5 cu un 8 schimbat, să unești două țări sub un singur domnitor. Culmea este că cel care sprijină proiectul, bine, contra unei sume importante de bani, este celebrul Sinan Pașa, Cogea Sinan Pașa. Pentru cine a uitat Călugăreniu, nu știe, dar cei care mai își aduc aminte de această bătălie, știu eu cine a fost Cogea Sinan Pașa, care atunci era mare vizir. Este pus domn pe 20 iulie și pe când își făcea bagajele să plece în țară, la 5 august sau 6, aici este o discuție, moare otrăvit. Deci, iată, bietul Vlad a domnit 2 săptămâni fără să ajungă practic în țară. Din acest motiv, Velica își spunea doamna, nu știu că spunea, îi se spunea Velica doamna și nu cum am văzut pe celebru și genialul Ion Cristoiu, care spune că Velica își spunea doamna pentru că era amanta lui Mihai Viteazul. Păi, în 1589, bietul Mihai era într-o foarte mică funcție de boiernaș, adică era ispravnic la mănăstirea Tutana. Nici de cum era vreun mare boier. Deci doamna Velica în 1589 a fost doamnă a țării românești. Pentru 2 săptămâni. Da, a fost. Da? Deci când Ageamii s-apucă să facă reviste de istorie, ar trebui să li se spună că trebuie să mai pună și mâna pe carte și după aceea să s-apucă să vorbească. Ce este adevărat este că la acea nuntă de la Tecuci a participat și Mihai și probabil a cunoscut-o pe Velica, știm de altfel că el a fost tovarăș de negustorii cu Ioan Norocea. E foarte important și acest Ioan Norocea cu moșiei de la Piteș, pentru că Ioan Norocea este primul boier de care știm noi din istoria țării noastre, care a fost demnitar în țara românească, dregător. Acum îi zicem demnitar, atunci era dregător, în Moldova și în Transilvania. Deci a avut funcții în toate aceste 3 țări. Păi nu prea s-a întâmplat în istoria noastră. Ioan Norocea, această personalitate puternică, dar și cu bani, că avea averi însemnate, și mă întorc la vin, vinul aducea bani, vinul de Pitești aducea bani, a reușit această performanță să slujească sub mai mulți domni și sub principele Sigismund Bathory al Transilvaniei. Clar că Mihai a cunoscut-o pe Velica și clar că s-a îndrăgostit de ea, n-avea cum, că era prea frumoasă. Velica
care în traducere înseamnă cea mândră. De altfel, se spune că Stroie Buzescu o alinta mândruța. Era de acel blond impecabil, cu ochii albaștri, avea prostul obicei să citească greacă, slavonă, latină, italiană, deci o ignorantă din țara românească, citise mari clasici ai renașterii italiene, cânta, deci așa erau boierii ăștia de pe la noi, niște analfabeți. Ce să facem? Dacă ne luăm după geniile din ziua de azi, toți erau niște analfabeți. No, așa era și Velica. Vorbea doar ăstea, sigur, de ăstea patru limbi suntem siguri. S-ar putea să fi vorbit și maghiara, pentru că a stat mult timp la Curtea Transilvaniei, că ea va fi căsătorită cu forța de Sigismund Bathory cu secretarul ei, un italian, Fabio Genga. Așa că analfabeta de Velica vorbea sigur patru limbi străine, deci nu vorbim de română, patru limbi străine, e posibil și a cincea. De altfel, Mihai, când va ajunge, domnul va folosi ca un fel de logofă de taină că îi tălmăcea scrisorile. Ei, când s-au îndrăgostit cu adevărat, nu știm. Cert este că toate poveștile legate de ei, de începutul iubirilor, se consumă la Pitești. Mai exact în vile de la Pitești, pe moșile lui Ioan Norocea. Ea se spune acum, nu știm cât e de adevărat, că l-a îndemnat tot timpul pe Mihai să unească țările române, pentru că era obiectivul tatălui ei, nu v-am spus, a slujit la toate cele trei curți și în urmă ea era un basarab autentic din familia Drăculeștilor, adică nu avem vreun motiv să o suspectăm că nu avea sângele care îi trebuie. Din păcate, după momentul călugărenia se retrage în Transilvania ca să nu fie capturată de otoman și v-am spus, este căsătorită cu forța cu Fabio Genga și relația un pic se rupe cu Mihai. Nu, probabil să mai vedeau ei în taină, dar în taină, că altfel nu puteau, că Mihai era la Târgoviște, ea era la Alba Iulia. Lucrurile între ei doi se schimbă în momentul în care Mihai cucerește Transilvania. Mihai are nevoie de oameni de încredere în Transilvania, care cunosc curtea transilvană, care cunosc nobilimea transilvană, iar Velica de la Pitești devine principalul lui sfetnic. Repet, cunoștințele ei de limbi străine o ajutau foarte mult. Mihai avea o rețea de, să zicem, trimiși, negustori, că informațiile și le primea de la degustori care îi transmiteau știri esențiale din Europa și avea nevoie și de traducători. La început a fost doar Velica, mai târziu va fi și nepotul său, Marcu Cercel, alt om extrem de cult și de educat. Mai era Teodosie Rudeanu, că și ăsta era analfabet rău, scria în câteva limbi, că așa erau analfabeții de la noi, scria un limb străină. Ce să facem? Ne-a lăsat și o cronică Teodosie Rudeanu. Și ei erau, ca să zicem așa, curtea secretă. Deci pe lângă curtea oficială, cu nobili maghiari, era și această curte în care Mihai avea încredere. Prezența Velicăi la curtea de la Alba a făcut-o pe Stanca să plece, să se întoarcă în țara românească și a luat fiul pe Nicolae și a luat fiica pe Florica și au trecut Carpații, s-a simțit ofensată și aparent îi va purta pică. Vom vedea totuși că atunci când a murit, Stanca a dovedit o loialitate chiar dusă la extrem. Dar cel puțin pentru moment pare extrem de supărată. Velica dispare din atenție odată cu prăbușirea lui Mihai. Chiar dacă există, am văzut această interpretare, că în celebrul tablou cu Rudolf al II-lea, curtea sa și Mihai Viteazul, Rudolf e pe post de Cresus, împărțind daruri, ni se spune că doamna care îl însoțește pe Mihai este Velica? Nu. Aceea a fost arhiducesa Maria Cristierna, fosta soția lui Sigismund Bathory. Trebuie să spunem că
Împăratul dorea foarte mult ca Mihai să se căsătorească cu ea, să divorțeze de Stanca, să treacă la catolicism. Mihai, dacă ar fi trecut la catolicism și să căsătorea cu Maria Cristierna, cu siguranță nu l-o mai omora nimeni și ar fi stăpânit în liniște cele trei țări. Dar Mihai era, înainte de toate, un ortodox, care nu ar fi renunțat la ortodoxie, indiferent ce s-a întâmplat. Și când s-au prins de treaba asta, l-au lichidat. Nu știm ce s-a întâmplat cu Velica, știm că din căsătoria cu Vlad a avut o fată. Ce s-a întâmplat cu ea, nu știm. Și mai dureros este că ei au fost pictați la Craiova. Dacă ați fost la Mitropolie, o biserică acolo, în curte. Și Mihnea, Turcitul, i-a șters chipul și a făcut o... le-a șters, de fapt, i-a șters cu totul pe cei doi și a făcut o cronică murală, de altfel prima din Țara Românească, extrem de importantă, că povestește de familia lui Alexandru, Petru, Milo și așa mai departe, dar a șters fața lui Vărsovlad ca să nu mai apară. Sunt în fericire, le-am văzut imaginea într-o biserică din Iași, Sfântul Sava, unde cei doi, după căsătorie, au dat bani să fie refăcut acea biserică și acolo se păstrează chipul lui Vlad. Am fost extrem de bucuros că l-am văzut și al Velicăi. Este singura imagine, acum nu știm cât este de veche imagine. Și dacă cei care au refăcut-o, că e clar că pictura a fost refăcută, au păstrat imaginea originală. Nu știm, dar bine că există. Eu am fost extrem de bucuros. Nu e legendă, e real. Deci în drumul acela de ascundere a lui și de revenire a lui, a trecut și pe la Trivale. Da, nu, este reală. Asta este chiar real. Că a fost ținut, dacă mă înșel, vreo trei nopți chiar la Trivale. Erau nevoie de astfel de popasuri cu simbolism, că nu se făceau întâmplător. Deci momentul Velica este un moment extrem de important pentru Pitești, pentru că toată lumea vorbește de Velica și de viile piteștilor, care, iată, până și la curtea de la Praga se știa că există o Velică ce avea vii la Pitești. Mă dați seama că nu e puțin lucru. Nu e puțin lucru. Că noi avem impresia că nu știa nimeni că există Piteștii pe lumea asta, iată că se știa datorită acestei femei extraordinare. Nu știu cât de implicat a fost Matei Basarab în zona Piteștilor, dar având în vedere că s-a tot învârtit la Curtea de Argeș, a judecat un proces istoric între mănăstire și oraș la Câmpul Lung, a refăcut mănăstirea Negru Vodă, să prăbușise. Noi tot vorbim de mănăstirea lui Negru Vodă, care e din vremea lui Negru Vodă, nu mai e. Nu mai e. Mai mult. Matei Basarab, care era un om cum se cade, trebuie să spunem asta, un pic am zgârcit, dar cum se cade, n-a știut că acei călugări de la Negru Vodă, când au refăcut mănăstirea, cu bani de la el, au furat materiale din fosta biserică romano-catolică, mănăstirea Cloșter. Ce vă spun eu nu e că vă povestesc așa că n-am ce face, există plângerile celor de la Cloșter care spun cum furau ai noștri materialele și dacă vă veți uita, veți găsi de altfel anumite bucăți de acolo, de piatră, de marmură, care se vede clar că provin de la Cloșter. Adică nici nu trebuie să fii vreun geniu. Dar, repet, avem plângerile făcute de acestea și, până la urmă, Matei Basarab a trimis o comisie care să investigeze, dar ce să vă spun, că am furat sărătot, nu prea mai avea ce. Vedeți cum s-a întâmplat aceste două ctitorii, că vorbim de două ctitorii ale lui Radu Negru, cel mai probabil, și biserica Negru Vodă devenită mănăstire, că mănăstire devine acum, la Matei Basarab, dar și cloșterul îi aparțineau și s-au dărâmat cam în același timp. Deci, probabil unul dintre cutremure, poate una dintre invaziile otomane, sau poate chiar invazia lui Gabriel Báthory de la 1611 a ruinat aceste edificii, pentru că știm că atunci a ars Curtea de Argeș, Câmpul Lungu și Târgoviște. Din fericire, în 1618 Piteștii au scăpat de această nenorocire. Marea problemă a lui Matei Basarab, acest domn extrem de înțelept,
care cu o viziune europeană extraordinară, la fel, cu relații fantastice, el este cel care pune și el la cale o cruciadă anti-otomană, găsește cel mai important sprijinitor în regele Vladislav al IV-lea, Vasa, al Poloniei, se pun la cale, strânge oaste și Matei și Gheorghe Racoți în Transilvania și Vasile Lupu. Vladislav face un gest și dă niște scrisori pisarului oștilor zaporojene lui Bohdan Hmelnitski să le promită cazacilor libertate dacă vor distruge Hanatul Crimeei. Și ce să vedeți, nobilimea polonă, când el vrea să proclame cruciada, zice, n-avem timp. Avem alte probleme, suntem un pic ocupați, știți, pe la moșile noastre mai trebuie să strângem recolta sau mai avem semănături, avem recoltă bună de vin anul ăsta, știi ce, lasul pe altă dată. A fost un dezastru pentru că Bohdan Melnitski s-a dus cu scrisorile la Sici, acolo pe Nipru, era inima căzăcimii, le-a arătat ce a spus regele și atunci începe marele război al cazacilor și dacă avem situația nenorocită din Ucraina, să știți că originea este în acel moment, 1648. De acolo a început răul în acest teritoriu, care altfel era un teritoriu pașnic și liniștit. Iată că Matei Basarab, într-un fel, a fost implicat. El promitea o armată de 40.000 de oameni, știm că avea o armată de mercenari extrem de bună, celebrii seimeni și dărăbani. Și în loc să se bată cu turcii, se va bate cu mult prea mărețul său vecin, Vasile Lupu, din Arbănaș. Cei care ați fost la Târnovo știu la ce mă refer când spun de Arbănaș, că de acolo se trăgea tatălui Vasile Lupu, Lupu Coci. Iată, Lupu Coci, tatălui Vasile I, a fost în Nicolae Coci. El e Lupu Coci. Vasile Lupu. Nicolae Coci a fost întâi dregător al lui Mihai Viteazul, după aia a trecut în Moldova. Iată că se făceau aceste schimburi de dregătorii, dar nu și în Transilvania. Acolo doar Ioan Norocea a ajuns. Deci asta ne arată cât de fapt de strânse erau legăturile între cele două țări. Ei, Lupu Coș, Vasile Lupu, voia cu orice preț să facă și el uniune dinastică și să-l facă pe Fiso domn, pe Ștefăniță în Moldova, pe celebru Papură Vodă, mai târziu, și să fie el domn în țara românească și ajunge să se bată cu Matei Basarab, care, având o armată mai bună, îl va bate până îl va scoate din domnie. Întotdeauna, de asta vă spun, Matei Basarab mergea des de la Târgoviște la Vâlcea. Știm bine că a făcut ctitoria lui de suflet, chiar dacă este cel mai mare ctitor din istoria noastră, dar ctitoria lui de suflet a fost Arnota, că de-aia este înmormântat acolo. Dacă ne uităm pe hartă de la Târgoviște la Arnota, nu prea poți să treci prin Pitești. Nu poți, că ți-e în drum, oricât ai vrea tu să locolești. Eu zic că Matei Basarab a fost des prezent la Pitești pentru că unul dintre boierii lui apropiați a fost Constantin Șerban, viitorul domn. Altfel nu se explică dragostea lui Constantin față de Pitești, că n-avea nici o moșie pe aici, dacă nu l-ar fi însoțit pe Matei des pe drumul ăsta și n-ar fi cunoscut târgul. Eu n-am altă explicație ca să-l apuce așa dragostea pe Constantin Șerban Cârnu, se spunea că făcând el o tentativă de a lua tronul, i s-a tăiat nasul. Acum știți că el spunea că e fiul Radu Șerban. Trebuie să fim totuși reținuți. Nu spun că era imposibil, dar mulți ziceau că sunt copii din flori, câți ori fi fost cu adevărat. Faptul că la noi nu se dorește să se facă o hartă a DNA domnilor noștri, cât îi avem, cât știm unde sunt înmormântați, care n-ar putea ajuta să înțelegem anumite lucruri. Știm bine că cea care se opune este biserica din motive, spun ei, să nu se tulbure somnul morților. Nu știu cum, dar preafericitul Daniel, când era mitropolit al Moldovei, a făcut acest lucru extraordinar în necropola domnească de la Rădăuți și așa a fost descoperit celebru Costea Mușat, pe care mulți istorici încercau să-l nege, deși el apare în cronici, da? Cu ajutorul ADN-ului. Dar
Acum se pare că sunt alții mai puternici ca prea fericitul Daniel, care este o minte mult mai luminată decât se crede în general și mult mai deschis către știință și către valorile istoriei. Deci Constantin Șerban preia tronul într-un mod destul de dubios. Cum ajunge acest om domnul țării românești? Ultima mare bătălie cu Vasile Lupu, care a dus la contraatacul ce l-a alungat definitiv din Moldova, al Matei Basarav, a fost la Finta. Acolo, la Finta, bătălia era cam câștigată de Vasile Lupu la un moment dat. În disperarea lui, Matei Basarav îi cheamă pe căpetenile seimenilor și dărăbanilor și spune: bă, dacă reușiți să rezistați până cad eu cu boierimea în spatele moldovenilor, deși impropriu, că și-l avea tot o armată de mercenari, zice, vă dublez soldele. Au rezistat ăștia ce au rezistat, dar au început să dea înapoi. Când vede că încă n-a apucat să facă manevra și ăștia încep să se retragă, se duce și le spune, bă, vă triplez soldele. Dumnezeu, ăia când au auzit că le triplează soldele, așa epuizați cum erau de luptă, i-a apucat capul. Și-au dat armata lui Vasile Lupu peste cap, a contracarat și el și a făcut zob armata. Dar le-a promis că le triplează soldă. S-a terminat bătălia, l-au alungat pe Vasile Lupu până peste Nistru, că a ajuns omul până Crimea. Când s-au întors acasă, să le dea banii, bă, zice, știți, nu prea am. Acum, o fi avut, n-o fi avut, eu nu pot să vă spun. Eu zic că era totuși precaut. Cred că avea banii, dar se gândea că mai trebuie să dea și pe la Istanbul și până alte părți. Cert e că nu le-a mai dat banii. S-a ajuns la grevă. Da, vedeți, greva o făceau ăia în armați. La un moment dat l-au ținut 3 zile în frig, în fața cetății Târgoviștei. Le-a mai dat el niște bani, după care iar n-a mai vrut să le dea mai. Și acum există ipoteza că boierimea noastră înțeleaptă l-a ajutat un pic să treacă la cele veșnice cu ceva o travă. Cu ajutorul bărbierului străin pe care îl avea, că știți, dacă exista un personaj apropiat de un conducător, întotdeauna era bărbierul. Și se spunea că ăla trebuie să fie cel mai de încredere în om. Așa că domnii noștri își luau bărbier străin de încredere ce aveau în ai noștri. Dar se pare că și străinii ăștia puneau botul la bănuți mulți. Așa că eu nu spun că nu era în vârstă Matei Basarab, că era în vârstă, gândiți-vă că el a participat totuși, e adevărat, ca în calitate de copil de casă al domnului Mihai Viteazul la bătălia la Călugăreni. Și noi vorbim acum de anul 1653, de 1595, 1653 sunt niște ani. Deci, în vârstă era. Da, se pare că îl și duceau anii. Așa că l-au ajutat unii să ajungă mai repede la cele sfinte. În complot, cu siguranță, a fost implicat Constantin Șerban. De ce? Matei nu l-a vrut domn pe Constantin, pentru că îl considera prea ambițios. Ceea ce se va vedea că a avut dreptate. Prima opțiune a lui Matei Basarab a fost nepotul Mihai Viteazul, Mihai, dar acesta cred că l-a ajutat tot așa cineva cu ceva o travă, că n-a mai apucat să ajungă în Țara Românească. Deși a fost un schimb de scrisori, n-a mai reușit să ajungă la Târgoviște. A murit pe drum. Era în ceea ce numim astăzi Ucraina. Atunci o parte a Republicii Polono-Litaniene. Apoi s-a orientat către un băier pe numele lui Diicu Buicescu. Acum ce se întâmplă? Acest Diicu Buicescu era cam greu de cap. Dar zice că avea braț puternic și era foarte cinstit. Mai avea și ăsta obiciul prost să cam dea pe gât. Da, era un obicei des întâlnit, așa că să nu îi facem neapărat din asta o culpă, dar nu avea sânge domnesc, să ne înțelegem. Astfel că în momentul în care este ajutat să treacă la cele veșnice Matei Basarab, Constantin se proclamă singur domn cu gașca lui și pe bietul Diicu nu-l mai întreabă nimeni nici de sănătate. Oricum, situația a fost extrem de complicată pentru că seimenii și dărăbanii, chiar dacă s-au bucurat ei că a murit Matei, tot fără solde triplate au rămas și se va ajunge la o răscoală cumplită. Atunci a fost omorât tata lui Constantin Brâncoveanu, asasinat de răsculați, care aveau pică pe toți boierii care nu le dădeau bani.
era să fie omorât însuși pruncul Brâncoveanu, dar pentru o sumă de bani au sacrificat un rob țigan copil și l-au dat pe acela răsculaților să-l omoare. Poate și de-aia a avut parte de moartea pe care a avut-o Brâncoveanu. Cert este că răscoala a fost înfrântă cu greu datorită intervenției oștilor transilvanene. A urmat o perioadă după această răscoală, 1654-55, de liniște, pentru doar 3 ani. Constantin Șerban, iată, într-un timp scurt, a construit ceea ce este astăzi Catedrala Patriarhală, dar și frumoasa noastră biserică de aici, de la Doi Pași. Și l-a făcut curte cu adevărat la Pitești. Deși curtea lui de bază a fost București, el chiar a avut curte la Pitești. Și eu cred că pentru Pitești, apropo, a făcut-o cu hramul Sfântul Gheorghe, nu Sfântul Constantin. Și asta mă pune pe gânduri, e ceva, dar n-am stat să analizez totuși de ce când tu ești Constantin, faci o ctitorie într-un oraș pe care, în care îți faci curte domnească cu hram Sfântul Gheorghe. Nu știu. Vă spun cinstit, nu știu. Era un sfânt luptător, dar pe el l-a apucat lupta un pic mai târziu. La momentul ăla el era în fază de consolidare a domniei. Cert este că lucrurile au degenerat mai repede decât s-a așteptat el și fără să aibă vreun amestec. Totul a pornit din Suedia, vedeți? N-are nicio legătură cu țara românească. Și cu toate astea, evenimentele legate de Constantin Șerban și pierderea tronului pleacă din Suedia. Pentru că acolo, la 1655, regele Carol al X-lea Gustav îi se năzare să-l alunge pe vărul lui Ian Casimir Vasa, era și Carol Gustav tot un Vasa, să-l alunge de pe tronul Poloniei și să preia tronul Poloniei. Și începe celebra epopee numită Potopul, așa i-a spus Ienkiewicz, așa îi spune și poporul polonez. În această poveste de măreție pentru poporul polonez care a ieșit învingător, pentru noi a fost rău, ca să vă spun că a ieșit învingător, pentru polonezi, pentru o perioadă cel puțin a fost bine. Dar în povestea asta, la un moment dat, principele Transilvaniei, Gheorghe Racoții al II-lea, se gândește că n-ar fi rău să devină rege al Poloniei. Îi cere trupe lui Constantin Șerban, îi cere trupe lui Gheorghe Ștefan din Moldova și intră în Polonia. Cucerește Cracovia, cucerește Varșovia, după aia îl bat polonezii, avea posibilitatea să-i mai bată și el pe polonezi, dar suedezii îl trădează și încheie pace cu polonezii că vor să se bată cu danezii. Ei, Imperiul Otoman și Imperiul Sfântul Imperiu Roman de Neamț de German sprijină Polonia în povestea asta. Hanul Crimeei sprijină Polonia. Și când ai noștri, e adevărat, nu plecaseră domnii, doar Gheorghe Racoții, dar cu trupe de la noi și din Moldova pleacă în Polonia, îl trimit pe Hanul Crimeei să-l facă zob pe Racoții. Și acolo în Maramureșul istoric, unde e zona care desparte Maramureșul istoric de Pocuția, astăzi sunt amândouă în Ucraina, în pasul tătarului, intră tătarii și îi fac o uriașă ambuscadă lui Gheorghe Racoții al II-lea și îi distrug armata. Și atunci otomanii zic, bă, până acum nu-i puteam zgorni pe ăștia din țările lor, pentru că erau extrem de uniți. Racoții cu Constantin Șerban, cu Gheorghe Ștefan, zice, a venit momentul, hai să-i mătrășim. Și îi demit pe toți. Acum Gheorghe Racoții, chiar dacă a rămas cu puțin armată, a reușit să își reia tronul. Constantin Șerban a fugit în Transilvania. Pe tronul țării românești este adus Mihnea al III-lea, îi se spune. El și-a spus Mihail, spunea că e fiul Radu Mihnea, nu bagă nimeni mâna în foc. A fost adus considerându-se că este grec și fidel curții de la Constantinopol, să va dovedi mai român ca românii, acest Mihnea, care numai într-un an de zile va săvârși mari fapte de vitejie împotriva otomanilor, va fi ultimul domn român care va intra în sudul Dunării și îi va învinge pe otomani. Dar Constantin al nostru, că îi zic al nostru, că de el era pe aici, pe la Pitești,
Nu mai poate acum să revendice tronul țării românești, că Rakoțil sprijină pe mine, văzând că se luptă cu turcii, și atunci ajunge domn al Moldovei. La lungă pe Ghica, prea Moldova, și încearcă din nou acest război anti-otoman, dar otomanii se dovedesc mai puternici, trimit trupe, vine și armata tătară, asta a fost, de fapt, marea nenorocire, că au venit tătarii, și pe aici, pe teritoriul nostru, trebuie să știți că au ars tot. Câmpul Lung, Târgoviște, Argeș, Pitești, au fost arse complet. București, au mers... Este un moment în care noi ne pierdem foarte multe din arhive. Se spune că în Oltenia au mai apucat să îngroape o parte din documente și o parte din podoabă. Pe de altă parte, există documente ale crâmlenilor care relevă că au luat bogății uriași din țara românească și Moldova. Au intrat și în Transilvania, vor avea mai multe bătălii cu Rakoțil, pe care până la urmă vor reuși să-l omoare împreună cu otomanii. Se va ridica Ioan Chemeni, se va lupta și el cu nobilimea pro-otomană și cu otomanii, dar va fi și el învins. Și așa se încheie unul dintre cele mai glorioase momente de război ale noastre. Iată cu un domn legat extrem de strâns de Pitești, acest Constantin Șerban, care i-a plăcut aici, este clar. V-am spus, nu știu de ce, o fi avut vreo iubită, o fi simțit el că aici e aerul mai bun, o fi fost vinut în viile piteștilor liniștitor. A făcut și școală. Da, a făcut între complex. Pe vremea aia, complex mănăstiresc însemna atelier, însemna han, însemna tot ce înseamnă școală. Deci, stai să vă spun, i-a domnit puțin, dar a făcut multe. Pentru că noi teoretic îl considerăm domn de la 1653, dar 2 ani au fost răscoală și război. El domnește practic din 55. Și în timpul ăsta scurt a făcut atât de multe lucruri. Și încă o dată i-a plăcut orașul ăsta. Nu mă întrebați de ce, dar i-a plăcut. Și a făcut. Și din fericire avem, după o perioadă de frământări mari, anii 1660, sunt ani extrem de grei. Pentru noi, în sensul că să tot mâncau ai noștri între ei. Aia este o epocă în care românii și-au dovedit talentul în a se mânca unii pe alții, a se omori unii pe alții, a-și lua gât unii la alții, fără prea mult amestec de la otomani. Boierii români. Da, boierii români. E, nu, că și ăștia își luau gât unul, dar la scară mai mică. Dar noi vorbim acum de elite, că elitele conduceau țara. Dar au dovedit în această perioadă în care totuși Imperiul Otoman era mai rezervat, că nu e nevoie neapărat de turci ca să ne luăm gâtul. Ne luăm gâtul cu multă grație și singuri. Și din fericire pentru noi apare iarăși o figură extraordinară, care, mă rog, se românizase familia lui de ei. Nu erau români, erau greci autentici, Șerban Cantacuzino. Acest Șerban ajunsese celebru când se culcase cu nevasta lui, Duca Vodă, când ăsta era plecat la război cu turcii. Și era să moară dracu de inimă domnul când a aflat că el, când era plecat, Șerban s-a ocupat de soție, a încercat să-l omoare și el s-a ascuns atunci, Șerban, pe dealul Cotrocenilor, unde, în niște vii, evident, ce era pe dealul Cotrocenilor la acea vreme, niște vii. Pentru că zbirii lui Duca nu l-au găsit, când va ajunge domnul, va înălța mănăstirea Cotroceni. Pentru că în acel loc s-a ascuns. Vedeți cum se leagă lucrurile astea în istorie? Totul pleacă de la, în fond, o aventură de dragoste, nu? Ei, Șerban acesta a făcut foarte mult bine țării. Pentru că el n-a avut dascăl pentru copiii lui, chiar dacă acum e discuție că n-ar fi făcut el Academia de la Sfântul Sava, sunt totuși indicii că el a făcut. Omul era dornic să aducă mulți învățați în țară. Știți bine că el cu omul lui de încredere, cu nepotul lui, cu Brâncovean, au făcut Biblia. Șerban Cantacuzino a dezvoltat țara bine de tot. Șerban Cantacuzino participă la acea nefericită expediție de la Viena. De ce spun nefericită? Stau să mă gândesc cât de proști au fost turcii în expediția aia.
se duc să cucerească vina pentru ce? Ei nu erau în stare să stăpânească bine ce aveau. Economia turcească otomană nu mai mergea. Pentru că nu voiau să o modernizeze. Ei nu voiau să facă manufacturi pe instalații hidraulice, că ziceau că nu mai au oamenii ce munci. Nu se gândeau că în felul ăla vor reduce costurile. Ori ce făcea Anglia, ce făceau țările de jos, ceea ce făcea Suedia, ar fi putut să facă și Imperiul Otoman, că ăștia le-ar fi vândut tehnologia oricând, că erau lacomi pentru bani. Ei spuneau, nu, că oamenii ăștia rămân fără muncă. Și Imperiul Otoman se duce să cucerească Viena, după ce reușise cu greu să se redreseze, profitând de faptul că Viena era condusă de unul dintre cei mai proști împărați, nu proști, leneși. Că de-aia i s-a spus, Leopold cel Leneș, nu prost, greșesc, Leneș, Leopold cel Leneș. Omul îi mai bătuse odată pe turci, la Sengotard. Dar după ce i-a bătut, a încheiat o pace ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, dar parcă nu l-ar fi fost învingătorul. Ei, Șerban Cantacuzino este principalul autor al eșuării asediului Vienei. Trebuie să o spunem, nu trebuie să ne ferim. Ăștia aveau puțin, că Leopold nu a lăsat trupe să apere Viena, a fugit cu grație. Și Șerban în fiecare zi le transmitea, vedeți, astăzi atacă la poarta cu tare. Știți că avea multe porți, Viena, 18 porți, deci aveau pun să atace. Și spunea, astăzi atacă la poarta cu tare, astăzi atacă la poarta cu tare. Și aici duceau toți soldații acolo. Nu mai spunem că povestea că el trăgea cu paie e bine știută. Dar asta avea mai puțin important. Ci faptul că el le-a dat tot timpul informație exactă asupra locului de atac. A fost lucrul care i-a făcut pe asediat să rezist. Apoi le transmitea și informații. Bă, vine Sobieski. Stați calm că vine Sobieski. Acum Sobieski era și ăsta, era polonez mândru. Când se vine, să știți că n-a avut o oastă de mare. Avea vreo 18.000 de oameni. Turcii erau mulți. Mulți. Acum Leopold îi trimite lui Sobieski mesaj. Bă, să nu cumva să-i atragi pe turci până nu vin eu. Dar ce să vezi, că el venea încet. Toamna se apropiase, Sobieski se uită așa la tabăra otomană, cum dormeau aia pe ei, că se plictisiseră și aia de război, și cu 3.000 de husari, deci nu cu toate astea, cu 3.000 de husari, într-o dimineață s-a uitat el așa, e soare frumos afară, își pune husarii în formă de cuneus și șarjează armia otomană. Numeroasă, mare. Acum românii și cei din țara românească și Moldova, cu înțelepciune, au întors cap. Erau preocupați. N-au văzut momentul ăsta. Acum și transilvănenii aveau o problemă cu gătitul în dimineața aia și n-au fost atenți la atac. Și nici unii, nici alții nu i-au ajutat pe turci, așa că armata poloneză, 3.000 de oameni, repet, nu toată armata, 3.000 de poloneze au făcut zob inima armatei otomane, care a găsit cu înțelepciune că e mai bine să fugă. Șerban, când s-a retras, că pe el polonezii, v-am spus, a trecut pe lângă el, i-au salutat în mers, a lăsat o cruce mare, care se păstrează și astăzi, ca loc unde a stat armata țării românești. Acum, ca să scape cu gâtul netăiat, că prietenul lui din Moldova, Ghica, n-a scăpat, a dat niște bani, mulți, la turci ca să zică, nu, eu am fost vinovat, dar n-am văzut bine. Era ceață în dimineața aia și nu i-am văzut pe polonezi. Vă dați seama că nu l-au crezut turcii, dar banii au fost buni. Și așa a scăpat Șerban cu viață. Dar Șerban și-a dat seama că Imperiul acum merge, cât o fi el Leopold de puturos, îl împingă el la spate. Pentru că așa a fost, a început marea contraofensivă otomană, care austriacă, care va beneficia, chiar dacă nu de la început, de un mare general, prinț Eugen, cum îi spun ei, era Eugen de Savoy, pe care Ludovic al XIV-lea, un mare tâmpit al epocii lui, l-a refuzat să-l ia în armată, spunând că e prea scund. A zis, ce să fac eu cu piticul ăsta? Dați-l afară. Era vără să fie vorba între noi, dar nu conta. A zis, dați-l afară, că e prea mic. Ăsta n-are cum să lupte, că e mic. Va ajunge cel mai mare general al Europei și îl va umili pe Ludovic în războiul de succesiune la tronul Spaniei. Așa se răzbune istoria. A înțeles bine Șerban că austriecii sunt pe cai mari. Nu s-a așteptat totuși că Leopold ăsta era totuși lent.
și au hotărât să treacă de partea austriecilor, a negociat lucruri extraordinar de mari pentru țara românească și pentru el ca persoană, drept care boierii noștri în frunte cu frații s-o l-au otrăvit. La 48 de ani murea. În mod surprinzător, nu a fost ales unul dintre frații lui care au participat la complot, ci nepotul lui Constantin Brâncovean. Și este ultimul domn pe care vreau să-l leg de Pitești, chiar dacă el a stat mai mult pe Steru, la Valea Mare. Complexul pe care el și l-a făcut la Valea Mare, și din care astăzi, din păcate, nu mai avem decât niște ruine, a fost la fel de măreț ca cel de la Potlogi, Mogoșoaia, Buzău, Râmnicu Sărat. Îi plăcea mult lui Brâncoveanu să vină aici, deși el n-a fost dintre ăștia. Da, se pare că totuși îi plăcea și vinul de la Pitești, dar el a folosit acest sistem, deși la Valea Mare a avut sistemul ăla de conac, cu tuneluri, cu tot ce a făcut Brâncoveanu peste tot unde s-a instalat. A avut întotdeauna același kilometri de tuneluri. Kilometri, da? Știți când s-a prăbușit ăla la Râmnicu Sărat, a căzut o mașină pe drumul național din el? Era unul din tunelurile lui Brâncoveanu. Omul ăsta a făcut tuneluri peste tuneluri. Că tot ne mirăm noi unde sunt tuneluri în țara noastră. Mai fost și oameni care au făcut. Așa a avut și la Valea Mare. Acum se spune că îi plăcea și pentru răcoarea de aici. El oricum avea fobie de București. Că v-am spus, când era copil era să fie omorât acolo, a fost omorât taică-s-o. În plus, el avea, știm bine, moșii peste munte, în zona Sâmbăta, mănăstirea Sâmbăta, actitoria începută de tatăl său, finalizată de el, a avut acolo Palatul Brâncoveanu, Sâmbăta de jos, a avut căse în șcheii Brașovului. Pe aici era ușor să ajungi, dar la Pitești, Câmpul Lung, nu era greu nici de la Târgoviște, că de-aia a refăcut și curțile de la Târgoviște. Dar cred că folosea și pentru aceste tuneluri de a ascunde multe lucruri, nu bani, că spre deosebire de alți domnii noștri, Brâncoveanu a înțeles foarte bine sistemul bancar. L-a folosit cu multă inteligență, Brâncoveanu a avut bani în bănci. Știm bine că după moartea sa, soția sa a reușit să obțină cam 80% din bani, că ne, și banchierii, știți, nu dau totul înapoi, că de-aia-s bancheri. Dar a reușit, în special de la Veneția și Viena, și a scos cea mai mare parte din bani, dar trebuie să-i dea și împăratului, că era și el sărac, amărât, Carol al VI-lea, și a trebuit să dea acolo niște bani ca să-și scoată averea. Dar cred că ascundea documente, ascundea lucruri extrem de importante. Pentru că el a fost și negustor, Brâncoveanu, dacă a fost, nu degeaba i s-a spus, al tâmbei, pentru că a știut să manevreze mărfuri. A făcut un negoț mare, nu puteai să ai atâta aur dacă nu făceai negoț. Pentru că el practic a cumpărat cam pe toată lumea. Pentru că a bătut monedă. A bătut monedă, a bătut. Acum există o poveste frumoasă și nu avem motiv să credem că a falsificat celebrul taler leonin. Adică moneda de 2 ducați avea de fapt un ducat. Moneda de 2 taleri avea un taler. Vorbim din punct de vedere al conținutului de metal prețios. Și să nu ne mire, pentru că Brâncoveanu era o minte strălucită. Brâncoveanu, noi îi suntem recunoscători doar pentru moartea de martir, dar Brâncoveanu a avut probabil cel mai bun sistem de spionaj din Europa a celor vremuri. Dacă el nu era trădat în curtea lui, el, știți cât i-au lipsit lui Brâncoveanu? Ca și lui Mihai Viteazul Doian. În 1716 începe marele război, al doilea mare război al Habsburgilor cu otomanii, în care le-a luat Serbia, le-a luat și Oltenia noastră, din păcate, care e Eugeniu de Savoia, i-a călcat în picioare pe otomani. Dacă 2 ani ăștia avea Brâncoveanu, situația noastră era alta. Dar l-a trădat același om care l-a omorât și pe Șerban Cantacuzino. Constantin Cantacuzino a fost capul răutăților. Deci, iată, și-a omorât fratele, și-a omorât nepotul. L-a bătut Dumnezeu, că după aia i-a omorât turcii și pe el și pe fisul. În același fel. Dumnezeu e întotdeauna și vede. Și Brâncoveanu, de asta vă spun, cred că a folosit acest sistem și la Valea Mare, aici lângă Pitești, pentru a stoca mărfuri, pentru a le vinde. Moneda, știm că, apropo de ce spunea
domnul Dumitrescu s-a bătut la Țeca, la celebra Țeca, în Veneția, unde se făcea țechinul, da? Ducatul acolo s-a bătut. A făcut inclusiv acea medalie aniversară, i-a spus el, ca să nu de 25 de ani, ca să nu ia turcii gâtul, dar au folosit-o împotriva lui când și-au dat seama că li s-a plătit haraciu în monedă falsă. În monedă falsă, mai diluată. Știți care e culmea? Că ei pentru asta l-au acuzat, că știm care sunt capetele de la acuzare, că nu e niciun secret. Asta cu moneda intră acolo și cu medalia și cu trădarea Cantacuzinilor, că de parcă avea el vreo vină că Toma Cantacuzino trădase, că și-a făcut palatul la Târgoviște. Dar aș vrea să înțelegeți pe acest Brâncoveanu ca personalitate complexă. Da? El putea să facă asta. Alții nu puteau să facă. El a putut să facă, să manipuleze și monedă și tot. Ăsta era Brâncoveanu. Puterea lui, capacitatea lui, informația care o aduna. Repet, trădarea din interior l-a făcut. El este luat prizonier de 12 oameni. Da? Atât s-au venit să-l ia. Dacă nu ar fi fost făcut acest complot al lui Constantin Cantacuzino, el ar fi avut cu cine să se apere. Dar Constantin Cantacuzino i-a cumpărat gărzi, i-a cumpărat tot. De-aia n-a avut cine să-l apere pe Brâncoveanu. Dacă ar fi ajuns măcar la Pitești, vă spun cu siguranță era un om scăpat. Că până kilometru și ăia de tuneluri. Sau la Potlogi. Hai să nu zicem că Potlogi, Mugoșoaia, sunt mai aproape. Cine îl mai găse? Cine îl mai prinde? Șerban Cantacuzino și cu Brâncoveanu au făcut străzi pavate. Câtă lume mai știe? Avem Șerban Vodă, calea în București, prefăcută de Șerban, cu adevărat. Avem podul Mugoșoaiei, calea Victoriei, făcută de Brâncoveanu. Oamenii ăștia au fost mari titori, despre care astăzi nu mai vorbim. Am vorbit un pic în 2014 de moartea tragică a Brâncovenilor, s-au făcut atunci câte ceva, dar despre activitatea lui Brâncoveanu, nimic, nu există. Da? Deci omul ăsta a avut, repet, o capacitate fantastică și ideea asta cu moneda pentru mine a fost fabuloasă. Tu să bați monedă, să o falsifici, iar turcii să te acuze pentru asta, ei care falsificau mereu monedă. Că asta mi s-a părut nesimțire din partea lor. Păi voi vorbiți, mă, că voi odată la câțiva ani iar vă falsificați moneda singuri. Mereu și-au falsificat-o. Să ne uităm la, cam după Suleiman. Suleiman a fost ultimul care a fost serios cu monedă. Și după aceea toți sultanii și-au falsificat propria monedă. Celebra accea sau aspru, cum se spunea la noi. Că o falsificau, dar nu mai avea nicio valoare, că după au trebuit să o schimbi, că la un moment dat nu mai avea argint deloc în ea. Și ăștia s-au găsit să-l acuze pe Brâncoveanu de falsificare de monedă. Falsificatorii falsificatorilor, când mai face și altul, care oricum a fost decent, a făcut unul la doi, da? N-a făcut mai mult, a fost cu bun simț, îl acuz pe ăsta. Ei au sperat să obțină de la el o sumă uriașă de bani. Brâncoveanu nu le-a dat-o, să știți că avea puterea să o dea. Nu le-a dat-o. N-a vrut să renunțe la credință, că dacă renunța, era un om absolut, nu că salvat, îl vedeați și poate și vizir în Imperiul Otoman. Otomanii au crezut că cu acea execuție îi sperie pe occidentali, doar s-au ales cu două războaie, unul cu Veneția și unul cu Imperiul. Asta a fost marea lor realizare, în urma cărei au luat niște bătute de nu s-au văzut. Deci, ca să vezi ce înseamnă politică proastă. Pe mine m-a bucurat foarte mult că Brâncoveanu a apreciat Pitești și viile lui, mă întorc mereu la vina, ce face, repet, viile Piteștilor, nu viile Ștefăneștilor. Nu exista Ștefănești, existau viile Piteștilor. Știu că o să mă înjure ăștia la Ștefănești cu ce o să fie la gura lor, dar astea nu avem documente care să vorbească de altceva decât de viile Piteștilor. Și eu mă bucur că aceste vii încă mai există, chiar dacă mult diminuate, sper să fie salvate și când bem un vin de Ștefănești, așa se numește Podgoriacu, să ne gândim la Constantin Brâncoveanu, la Constantin Șerban, la Mihai Viteazu și Velica, da, că mult le-a plăcut, la Alexandru al II-lea Mircea și la Albu și Vașcu Golescu, la Mihnea cel Rău, la Neagoe Basarab, cu toate păcatele lui, a fost, repet, unul cei mai culți oameni ai Europei, analfabet ca toți românii, ce să facem, vorbea și ăsta multe limbi, da, vorbea turcă, greacă, slavonă, italiană, latină.
Da? Un analfabet. Cu studii la Padova și Constantinopol. Așa erau analfabetii pe acolo, se duceau la școală. Și la Mircea, eu zic mai departe, la Radu întâi, că Cotmeana e la doi pași, la Vlaicu, că nu știm dacă nu el a făcut Cotmeana, la Basarab, Ioan Basarab, și eu cred că Radu Negru a avut și el treabă pe sub malul ăsta, zis Târgu Dânvale, pentru că prea era pe drumul către Dunăre. Și încă o dată, când vorbim de Negru Vodă, să nu uităm că există un loc la sud de Pitești, care a rămas în legendă, undeva lângă Topoloveni, mi-a povestit un om profesor de acolo, de locul unde a sărit Negru Vodă peste o vale, când era urmărit acum, nu știu dacă de cumani sau de tătari, că știți, acum toți sunt tătari, în folclor și cumanii. Cert este că a rămas acel loc, ori asta îmi spune că n-avea cum să nu treacă și pe la Pitești Radu Negru Voivod, și rămân la părerea mea că Târgul Piteștilor este un târg prestatal, n-are cum să nu fie existat, pentru că locul generează astfel de târguri. Vă mulțumesc!